Astăzi ne vom juca Stumble Guys și vom deschide niște spinuri alături de un invitat special, dar înainte m-am gândit să mai băgăm niște bani în joc, de ce nu? Așa că hai să începem cu oferta asta blanau de 2 euro. Ia că-mi dă deja spinurile, bă! A început direct un pită, nebunie! Mamă, cum ar fi să ne dea o specială sau legendarea aia nouă pe care o caut de 17 zile, bă, dar nu mi-o dă deloc, ia uite. Bă, nu era rău nici în africanul, dacă știți cum zic. Hai încă una și stare curios ce ofertă ne mai dă acum, asta va fi problema. Bun, deci 3 skinuri, absolut nimic efectiv și... Uuu, vezi că avem ofertă bună! 25 de iepuroi, păi hai că o cumpărăm și pe asta, bă, dar ce credeți că e aici? Și avem gemurile, ia uite-le acolo, bine, Stumble tokens-urile mai pe scurt. Mai vreau, bă, vreau să deschidem două cutii, efectiv două spinuri, vreau să deschidem, după care o să chemăm invitatul special să facem challenge-urile alea blan... Banana, cu noroc ăstea, am început cu noroc, ok, nu mai da acum legendară, dar vă promit eu că... Nu pot să cred. Pe episodul ăsta se vor întâmpla lucruri tari. A, da, apropo, sper că ați dat și voi un ligian la episodul ăsta, pentru că băgăm atâția bani în Stumble Guys, de o să falimentăm complet, așa că să strângem și noi măcar 1234 de ligiane, bă. Lucivane, sper că ești gata să deschidem niște spinuri, da? Bă, nu prea sunt gata, dar știu că te bat oricum. Bun, începem cu, pe rând cu câte una epică. Hai să vedem. Bun, pe am rând, dat, da? Am dat. Hai am că dat. Pe rând dacă e. Să curgă spinurile. Ai dat 10 deodată, nu? Da, am dat 10 deodată, îmi pare rău. Am mulți bani. Și eu. Nu pot cred. Să cred, wow. O, legendară, e bună și legendară, ce pot să zic? Serios, chiar s-a legendară? Nu, epică. Și mie. Bun, okay, încă bun. Una, să fie treaba treabă. O să fie 3, da? Da. Vom dacă face 3 la început. La fel, dacă știi ce zic. Ba, dacă sunt la fel, mai dăm una din aia verde și... Mamă! Cineva tot câștigă. Bun. Legendară din nou. Da, epică din nou, nu? Bun, perfect. Și ultima. Hai, mă, asta e decisiva. 22 epice, acum ultima. Zimul, specială. Se dau provocări, prieteni. Speciala, prietene. Că... Hai că specială dacă e. Bun, deci 3 epice. Da, bun, așa că o să deschidem epice. Un common skin, așa-i? Sau free spin, ai free spin? Da, am un free spin. Hai mă, hai. Să dăm, am dat free spin-ul, free spin-ul, tata. Am dat free spin-ul, acum pică specială din free spin. Deci ia titlu. Cineva trebuie să ia punctul la runda asta, nu acceptăm să nu ia nimeni hai, punctul. Hai, hai, zi, nu, nu, ho. Okay, comun. Da, Stumble Tokens. Bine, mă! Deci ai luat punctul, îmi pare, sorry. 1-0 pentru mine, așa că îi dăm prima provocare lui Țanu, bagă codul. Ok, deci 1-0 pentru mine și acum să vedem, punctele vor fi în felul următor, spune-ne, Țane. Cum bă, o să deci fie în primul rând Nocivanu are deja un punct, după care cine se califică înaintea celuilalt mai primește un punct, deci practic putem primi 2 puncte în timpul meciului. Și cine câștigă mai ia 2 puncte, deci în total 4 puncte în fiecare match, pe lângă opening. Let's go. Mamă, deci 5 aici cu tot se iau punctele. Hai provocarea, cu punctele. Dă și bani, avem harta. Provocarea mea este să-i dai un pumn unei găini. Păi și dacă nu-s găini, bă? Nu știu ce să zic. Nu, a, chiar e găină. Unde, că găină. Nu în spate. Ui, bă, ce skin are el, bă? Eu las putoare, uite-te. Bă, nu ai zis când să dau un pumn găini, așa că o aștept la sfârșit. Așteaptă că nu-i problema. A, da, provocări să dau în fiecare rundă în afară de... Bă! În afară de ultima. Câine de om. El a intrat prin alunecare. Da, nu lovește pe ciocanul, nu-l lovi pe ciocanul. Let's go, bă, și da, unde primul easy punct. Nu te califica, bă! Ba da, cum stai nu? Stai așa, nu, eu, deci eu vreau să ajung la final. Sau nu neapărat la final, uite aici. Uite, pe chestia asta galbenă. Stai, mă! Bă, eu am uitat că e cu punct. Oficial am uitat că e cu punct, ești nebun. Aveai șansa să dai punctul la început și după păi aia... Păi nu că n-am văzut găina, aia e faza. Era plin, încă aștept. Cred că-s vreo două, ia stai să văd. Nu, eu încă aștept, nu vine nicio găină. Deci ce fac dacă nu te vine? Califici, păi treaba ta, tu ai decis. Aolo, păi dar nu fac, uite, văd, e cocoș, se pune și cocoșul. Da, mă, da, orice, ăsta, beta, uite, ăsta bă, și cocoșul ce găina, nu... Mamă, sunt pe părți diferite, nu. Ok, găina au căzut. Vin amândoi pe aici, vin amândoi pe aici. Ia, ia. Găina! Fuge nu, de el! Stai așa, nu fugi! Bă, nu s-o... Bă! Bă! Nu pot să cred! Bă! Nu pot să cred! Fuge găina și se califică! Bine, mă! Bine! Se califică ultimul! Sau... Nu pot să cred! Bă, cum a fost runda asta, what?
Eu nici n-am mai fost atent și pe câte locuri mai sunt disponibile, mamă. Era tare să ratez găina și să se califice ea. Mamă, ce șocant. Repede, provocare. Okay. Provocarea este una mai ușoară. Te învârți de două ori la început. Hai să fie mai ușor. Mamă, pe prea ușor, mă. Păi da, ca să ai și tu șanse. Doi. Hai că a fost provocarea asta, dacă e. Dar mă duc să mă calific înaintea ta. Nu, bă, deci practic e 2-0 în momentul de față pentru Nocivan, nu? Da, easy. Nu prea îmi place mie, dar lasă că piști, încerci să faci o schemă și piști, hai fă scheme. Nu fac scheme, dar la sfârșit tot te lovești, oricum. Se poate, dar n-am probleme, oricum am două puncte înaintea ta, deci stau zici chill. Tu? Ești chill da. Tu? Bă, dar nu mă apropii, mă, de tine să-ți dau un punct, bă, nu pot. Hai că da. Da, nu a fost să fie, mă. Șobolan la vol... Nu! Bine! Ce ai făcut, africane? Naiba, mă. Bine, aia zic, nu m-am lovit deloc. Le-am mai și luat de 10 ori astea. Bine, mă, deci 2-1 scorul. Eu nu pot să mai trec, efectiv, eu nu pot să mai trec. Nu se califică, ia să ne uităm pe el un pic. Am luat toate astea pe drum. Ia uităm. Nu-mi place harta asta deloc. Bă, ești cam slab tu așa, bă, îl vei avea tu pe Stumblestein ăsta, imposibil de luat, dar totuși, bă. Vezi că am deschis 150 de cutiuțe pentru el. Vezi că și eu și mie nu mi-o dat. Vrei un story time amuzant cu tastatura mea? Nu ți-am zis, dar wow. Eu mi-am stricat tastatura. La tastatura. Da, cred că da. E o tastatură de la HyperX și e destul de scumpă. Așa. Dar nu mai zicem prețul. 10 milioane. Bă, și îi dădeam la space-ul ăla la pumni până când s-o rupt o parte și ghișe, nu mai merge și mi-a cumpărat alta identică. Nu pot să cred. Bun, deci zi, nu mă așteptam. Păi fără final, la finală n-avem provocare. Ah, ok. Și de ce să zic eu că tu trebuia să zici? Pe cum, mă? Pe tu ai... nu, mă! Tu ai câștigat prima la spin-uri, deci tu dai provocările pe runda asta, nu? Nu, mă, nu, tu dai acum provocarea dacă ai câștigat runda. Nu, dar oricum în final am zis că nu dăm provocare. E deci prea, prea. Cine dă provocări, practic se schimbă cel care dă provocări, bine, știi? Bine, mă, dacă tu zici, dar nu fără finală, că... Bă, ce-ai făcut, Nocivane? Nu pot să cred, mă! Ai zburat un... Bine! Eu deci da spawn-ul acolo, bă. Păi dacă am reușit să sar suficient de departe. Dar eu nu înțeleg cum ai prins tu, cum ai dat și tu acolo, că tu erai în fața mea. Ei, da, la ce mare! Cum să fiu în fața ta, mă, eram în spatele tău. Mi s-a blocat. Ia. Ce s-a blocat? Opa! Salut, la ce mare! Deci oficialii 3-2, da. 3-2 pentru mine, că am câștigat meciul. Nu e fantoma, bă. Dar aveam voie cu emote-uri în finală de când? Păi din totdeauna, de când am și eu emote-uri, frate. Nu, mă, că e cinstit, că și eu am folosit. Scuză-mă pe mine. Nu, că e cinstit, e cinstit. Ai încercat și tu acolo, dar nu ți-a ieșit. Bun, ok, deci scorul este 3-2. Hai că la skin-uri îl iau înapoi, facem egal. Hai să vedem, nu face egal, bun. Am deschis una epică. Mamă, deci te distrug pe episodul ăsta. Bă, eu am noroc, tu trebuie să înțelegi că la mine norocul îi 500%. Îmi trebuie doar o legendară și te-am distrus, nu e atât de greu. Mi-a picat pisica, bă. Ok, epică da. Ok, epică, deci avem regină. Nasol, măcar eu am pisica, e mult mai faină pisica. Hai, legendara, mă, hai, mă, legendara, mă, rupe legendara aia odată. Hai să o văd. Uite-mă, că nu vrea. Zi, da, zi, lângă zi. Legendara la mine. Da, la și la mine relativ, dar s-o dus. Și ultima care va fi legendară, că azi nu mi-o pica niciuna. Deci și... până acum avem două și două epice, hai să vedem ultimul spin. Mamă, cum ar fi să pice Stumblestein. Hai, legendară sau specială. Același skin, nu pot să cred, bă, taia de joc, bă. Du-te, bă, mi-a dat ninja low, trei epice și trei epice. Ok, bun, atunci mergem iar la una free, da. Hai să vedem. Hai, încă o dată, dar mie nu mai îmi încă o dată skin la free spin. Trebuia să nu deschidem free spin. Te distrug. Hai, zi. Păi nici mie nu dă skin, frate meu. A, trei tokene. Mie gemuri. Deci mai deschidem un free. Așa mai dai un free? Da. Hai, dăm un free. Ultimul free spin. Ha. Și momentul mult așteptat. Hai cu skin-ul. Legendară. Skin-ul. Du-te. Du-te. Bine. 5 gemuri. Skin, come on. Bine, mă, aia zic. Ok. Deci este 4-2 pentru Țanu. Ok. Asta înseamnă că am câștigat și eu trebuie să-ți dau provocare, da? Da, dar dai doar în prima rundă. Codul este 182-19. Stai un pic, Nocivane. Intră un pic la shop. Înainte să intrăm noi în joacă. Stai, de ce? Să intru la shop? Da, la shop. Și vreau să te duci acolo mai în dreapta unde e oferta aia cu galben și să-mi spui ce ofertă ai. Ce ofertă ai, Nocivane? Am un mega offer de 50 de euro. Atâta numai?
Bă, și eu care voiam să zic să o cumpăr, dar e prea ieftină, bă. Ok. Ai prea ieftină. Bă, da, serios, adică? 50 de euro la banii tăi. Nici măcar nu-i redusă. Nici măcar nu-i redusă la 25. Eu am ofertă de 2 euro, mă. De 2 euro, ok. Bine, Nocivane, știi cum facem? Te ierd de data asta, așa că provocarea mea este să cumpăr oferta aia. Cum adică mă ierți? Care dacă nu cumperi oferta, nu știu ce fac cu tine. Nu mai joc cu tine. Ok, fii atent. Cumpăr oferta dacă mă lași să-ți dau eu o provocare la începutul meciului. Da, mi se pare destul de corect. Vreau să văd cum pierzi banii. Mamă, 50 de euro ajutor, prieteni. Hai, okay, mă, că-i să... Gata. Opa. 4.041 de stabă. Bine, 4.500 am eu, aia zic. Mea. Frumos. Bun, ceva ne dăm codul acum. Ok, Țane, știi că o să cumperi și tu 10 oferte dacă eu câștig, da, nu? Da, atâta numai că eu nu am oferte, ce bine! Bă, nu avem voie să dăm aceeași provocare, îmi pare rău. Da, de când asta? De la început, dar n-am vorbit noi de la dinainte. N-am vorbit, da. Deci da, nu mai e voie să-mi dai să mă învârt, să nu știu ce, să dau pumn la găină, înțelegi tu? Aha, da, să cumpăr da, ofertă. Să cumpere ofertă de 50 de euro, da. Ia să vedem, ce skin ți-ai luat în africane? Păi fii atent. O să te pun să cumperi oferte în valoare de 100 de euro, nu de 50. Păi n-am atâția bani pe card, deci nu contează, că îmi dă decline. Ia, bun, nu prea-mi place arta asta, dar nu-i nici grea. Eu zic că merit un like pentru oferta asta cumpărată și eu și Țano. Eu bine, zic că merit un like pentru provocare. Uite, banana. Vezi că, bă, dar, uite ce sare din mine, sar bănănuțe din mine, bă. Bănănuțe. Hopa, nu fricane! Am dat și eu pumnul, dar aparent nu se întâmplă nimic. Da, eu nu înțeleg faza aia cu pumnul, nici mie nu funcționează. Rip, nu fricane, rip, ai văzut, da? Da. Uite, te și sperie banana. Bă, stai că eu totuși că dacă termin primul iau pumn, mă, efectiv nu pot să înțeleg chestia asta. Bă, dar nu mai am cum să-l prind. Ei, na, de ce nu mai ai cum să mă prinzi? Hai, mă! Doamne, bine, mă. Ce zici tu că am sărit 3. Între ele? Credeai că e posibil așa ceva? Da, dar te-am văzut cum ai picat, eu n-am mai putut vorbi. Doamne, bă, dar de ce ai terminat? Bă, uite, stau singur aici cu bananele. Eu trebuia să-ți dau și provocare, am uitat. Asta e viața, ce să-ți fac eu dacă ești... Păi eu dau un rând asta la altă. Păi îmi dai, ce să zic. Oricum ai câștigat. Deci nu pot să cred, bă, doamne. Bă, da, chiar nu mai termină nimeni, gen doar noi doi. Cam care șansele? Toți boții din lume la noi în meciuri. Când mă joc singur, bă, dau de ultimii try harder. Păi nu, hai că-ți explic-o cum funcționează. Când te joci singur, nu te dă cu boți, nu știu, 2, 3, 4, maxim 5 boți pe meci. Când te joci cu cineva, deci când ai un room creat, atunci te dă doar cu boți în mare parte, 90%. Asta pe Steam. Și pe telefon, cred că e așa, te dă și cu boss și cu player, asta e logica mea, strategia mea. Asta am observat eu în decursul anilor mei de când joc Stumble Guys. Ok. Deci ești pro player de Stumble Guys. Da. Din păcate încă nu am win-uri cât tine, asta trebuie să se întâmple astăzi. Vezi că tu joci și pe live-uri, dacă mă enervez fac hai de că 24 joc pe de ore. Nu fac nici un win pe live-uri, stai tu liniștit. De ce, joci cu abonații? Păi tu ce crezi? În două ore de live, zero win-uri. Aia zic. E prea jale să joci cu abonații, sunt prea buni, mă, nu știu, dar dai nu, de unii. Nu, neapărat că sunt prea bun, mă, dar efectiv vin 20 de abonați cu pumnul pe tine. Și-și joacă-te tata dacă evident. Poți. Da, evident și asta. Ai văzut și acolo, eu ți-am dat un picior, gata, ai pierdut meciul. Da. Bun, banana vs. Stumblestein, să zici provocarea acum, Stumblesteinule. Ok, provocarea este... Nu, bă, pui, nu ai, opa. Să pui piedică de 5 ori cu echipierilor tăi până la finalul meciului. Olo. Ok, avem timp. Sper că nu ești cu mine în echipă. Bine, mă, nu-i cu mine în echipă. Cum era, când mă pe tine veneam. Beleaua. Bă, vezi că aici chiar că e beleaua, că-s cu boți. Fotbal cu boți nu-i prea deci sănătos, aici, sincer. Aici, practic, o să fie numai din ce putem noi face. Bun, am pus una la al meu. Bun, bă, dar bine, eu pot să pun scos mingea, am scos mingea. Yeah! Aolo, mamă ce bătaie normal. Nu, bă, dar echipa mea... Ok, eu dat un gol. Bă, al meu scos. Bine, al meu scoate mingea de pe poartă, doamne. Bă, ai venit galben, da? Bun, da. 3, am prins 2 dintr-una, se pune. Mă, dar noi dăm gol. Opa. Mamă, ce... What, cum nu dăm noi gol? Eu nu uite înțeleg așa. Ce facem. Ok, stai că le mai pun o piedică. Bun, gata, 5 oameni, le-am pus piedică la 5. Aia e.
Ce ai făcut, nu ce fai, ai încercat să dai gol da, acolo. Da, uite, bă, păi da, au fost un gol. Eu ți-am scos acolo, mă. Doamne. Opa, opa, opa. Noi efectiv nu-mi imposibil place să dai goluri. Hai că e imposibil, e 4-2 scorul, s-au dat la goluri de te-ai plictisit. Păi da, mamă, dar nu dăm noi. Nu-mi place, nu-mi place. Bă, de ce-s galbi? Bă, cu echipierul meu o scos, efectiv o scos. Doamne, iartă-mă. Stai. No, e imposibil. Stai, nu, uită-te bă la ai mei. Mamă, ce e aici? No, e imposibil. Ce se întâmplă, Lucivane? Păi, efect, și tu o să iei meciul ăsta după a iei coroana easy. Mamă, mamă, da, am prins 3 dintr-o lovitură. Bine, mă. Bă, dai, bă, gol odată. Doamne, mă chinui de oră să dau un amără de gol. Bine, mă, uite ce gol frumos am dat iarăși. Bă, al meu bine. Tot blochează mingea. Aia zic. Doamne, iartă-mă. Deci, din cauza lui ăsta n-am dat vreo 2 goluri, lejer. Bun, nu contează că a fost diferența mai mare de 2. Păi da, pentru că restul echipei. No, 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 n-are bun, deci scorul e 4, nu, 5-3 acum. Sau cum, da, 5-4, cât 5-3. Era? Bă, Botbeș. Bine, harta nouă. Și finala, mamă. Vezi că nu e obligatoriu să câștigi aici, și dacă-s boți. Că dacă mă lovește unul de ăsta, șpa. Ia uite-l. Dăm pe Ovițanu. A, încă nu pot da. N-am jucat niciodată, bă, era șansa mea să joc Botbeș. Da, și să fii și în finală în același timp. Ia uite-l, ia uite-l. Pac! Deci 5-4 am zis, da? 5-3. A, 5-3. Bă, cam slab bărbat dacă mă întreb pe mine. Da, era 5-3. Mamă! Uai, mă mâncă să le pun la ăștia piedici și de alea și nu-i sănătos. Așa e că uneori nașpa să ai emoturile. Da, nu te poți abține să nu le folosești și clar pierzi la un moment dat. Uneori te încurcă, da. Da. Dar e prea simplu, no. Că spui... Mamă, ce n-am! Nu pot să cred. Deci în secunda în care am dat emote-ul venită la pe mine cu viteză mai mare. Nu mai zic nimic. L-a bătut botul. Bă, deci 5-3 sau 5-4, hai să stabilim. Nu știu, 5-3 cred. Bine, 5-3 dacă tu vrei, așa că am deschis cutiuța. Bă, realizez că deja trebuie să ne pici o legendară, nu? Că n-o pica da, de atâta timp. Sau o specială. Na, hai să nu exagerăm. Să fie puncte moca, hai cu specială. Doctorul nebun lângă Superman, sigur hai, că stop, da. Stop. Mai deschis una. Mai deschis una, nu ceva ne... Merge treaba cu scor oricum. Și... Ăsta. Nu, bă, era să-mi pice panda legendar, bă. Și la mine a fost legendar la limită. Nu pot okay, să două cred. Epice momentan. Bă, dar chiar nu și... mai pică azi. Hai cu o legendară, mă, sunt 11% șanse și am deschis deja vreo 9 sau 10. Da. Hai, da. legendară. Am deschis legendară. 9, deci... Hop. Noi. Bine, mă, panda roșu. Serios. Ha, serios. Nu pot să cred. Let's go, o venit, mă. Da, dar știi care e faza în momentul ăsta? Avem scorul 5-4, da? Da. Da, acum tu ai câștigat ultima rundă, deci tu dai provocarea, da. Ok, barbașane, suntem aici. Câte runde mai dăm? Da, mă, da, ești aici. Păi câte avem nevoie, frate? Câte până ne plictisim? Păi nu, eu zic să mai deschidem o dată după și să mai dăm încă un meci după. Vedem, poate, știi? Poate. Deci da, o deschidere poate, și un meci. Poate, da, poate, okay. Nu, poate. N-ai de unde să eu știi. Mă joc cu Stumblestein pentru că, sincer, n-am mai văzut pe nimeni cu skin-ul ăsta. Ba, am mai văzut. Bă, dar eu de ce nu mi-am luat un skin nou, mă? De ce mă joc eu cu banana? Deși e cel mai frumos skin, dar totuși. Da, e printre cele mai faine. Și Fantoma e faină, dar am luat deja win cu Fantoma, să fac 2 win-uri la rând. Cam așa. Ovițeană! Ok. Ce vrei, mă? Ce faci, mă? Fii atent. Trebuie să... Hai mai repede, că-ți dau piciorul! Trebuie să arunci 3 oameni cu pumnul jos în timp bravo, ce sunt pe platformă. Am căzut eu. Păi bă, dar asta e prea greu, bă. Păi poți să-i și împingi, nu-i apărat. Am împins bucătarul. Ana, că nu e atât de greu. Uite, am dat și eu unul jos. Încă acum. Încă unul vrăjitoarea. Bun. Aveți, nu e atât de greu. Ei, ăsta nu căzu, mă. Ei, beleaua. Bă! Era să nu! Nu! Nu pot să cred că nu mă calific cu boți pe harta what? Asta. Mi-a dat un hit. Nu mă calific nici eu. Fii atent. Bă, păi da, n-am cum să împing atâția, mă, frate. Țane, ce faci, Țane? Bă, păi da, nu, am împins 2, nu pot al treilea, jur. Ok, hai, califică. Bine, gata, al treilea. L-ai împins, l-am văzut. Mamă, totul la limită, dragi, viața la limită, dar m-am calificat înaintea ta oricum. Da, deci, păi crezi și eu, era și culmea. 5-5. Din păcate, da. Ui, la el, mă, ce dansare. Mai du-te, mă.
Ok, hai că nu o să mai dau provocări din astea în care trebuie să stai prea mult. Provocarea mea este... Să pierd. Să ceri like-uri pentru mine. Ok, deci vă rog foarte mult să dați un ligian la Nociv, ca automat dacă dă lumea like la Nociv. YouTube îi recomandă clipul, după aia mi-l recomandă și pe a meu și așa obțin și eu like-uri. Corect? Da, o să te califici tu înaintea mea, nu știu ce am deci, făcut. Deci, nici n-am fost atent. Deci toată lumea like la Novicanu. Oh, mersi, mersi. Cu plăcere. Măcar iau like-uri. Mă, ce-am făcut runda mamă, asta, ce săritură am făcut acolo, ca un om mare, Nocivane. Deci tu ești primul cu mult față de noi restul. Aolo, Nocivane. Nu m-am lovit de nimic. Doamne, iartă-mă. Ia, uite-l, uite-l, uite-l cum vine. Sar direct, nu mai aștepta aia, bă. Trei ăștia, nu poți direct. Ba, da, cum să nu poți? Ba, nu poți. Îți demonstrez eu. Dacă ți-am zis. Îți demonstrez eu, copile. Chiar poți direct? Da, chiar se poate. Ok. Am încercat eu pe propria mea piele. Deci trebuie la limita limitei să sari și da, ajungi. Da, da, da. Trebuie să ai grijă când ai al doilea space la limită, să apuci să cazi un pic. Ah, ok. Ok, am ajuns amândoi în finală pentru prima oară, cred că, nu? Da, este 6 la 5. Ba, nu, a mai fost odată. Nu, a mai fost. 6-5 pentru mine, opa. 6-5, da, da, da. Din păcate nu dau provocare, dar e. Ta! Dai provocare, cum să nu dai? Nu, în finală nu dăm provocare, prea, prea. Da, da, da. Bă, dar nu-mi place, bă. Folosim emote-uri sau nu? Da, mă, da, mereu folosim de acum. Nu mai suntem pe sărăchie. Da, e un moment nașpa pentru România. Urăsc harta asta din tot sufletul. Deci asta e top 3 cele mai urâte hărți, părerea mea. S-a dus, Sanu. Bine, mă, aia zic. Mamă, că spar birou azi. Puteam să fiu în față, am ales să zbor pe burtă. Stai un pic, Nocivane, îți arăt o schemă, jur. Mă duc chill, mă duc chill, mă duc chill. Îți arăt o schemă, Nocivane. Nu, no, mersi. Nu o sărit. Bine. Efectiv, nu ți-o dat spawn-ul? Am căzut și eu. Bă, dar am dat space și jur că nu sărise. Doamne, cum să cad, bă, și... Iar, bă, dar care-i faza cu burta, că nu stă pe burtă? Dar fii atent, eu dau jump-ul și uneori nu sare. Ce, da, mă, ce jump-ul-i de vină. Dai, bă, Noci... Aaaa, că bag un pumn în birou acum, nu mai pot. Bă, dar nu pot să cred că n-am dat jump-ul bine acolo la măcirlă. Oh my god. Deci scorul... 7 la 6. 7-6, nu pot să cred. Bun, hai să mai deschidem. Deci, bine. Acum trebuie să ne dea legendară neapărat, nu se poate așa ceva. Totuși. Bun. Ce panda okay. Landa. Hai să vedem. Deci, opening-ul. Let's go. Nu e, man, legendară. De ce nu e legendară? Hai să vedem și primul spin. Dă speciala, speciala, speciala. Una dintre epice, am înțeles. Am o epică momentan. Bravo, mă, ești cineva. Asta-i, mă, asta-i, mă. Rămâi. Hai. Hopa. Legendară. Serios? Nu, vreau, asta ceream eu. Da, mie mi-o pica legendara. Ok, am două epice momentan. Aia zic. Și acum mie să-mi dea specială. Ar fi ceva, da. Uite-l pe Stumblestein, bă. Hai mă cu speciala aia, știu că se poate. No, trei epice. Bine, mă, aia zic. Chiar mi-o pica okay. Legendar. Scorul este 7-7. Deci cine câștigă asta, pac. Bun, codul este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zi-mă cod. 8-9-0-0-2. Chiar am scris 1, 2, 3 și la 4, cred că m-am oprit. 8-9-0-0-2, ideea e că eu nu făcusem codul. Am stat degeaba. Și ai tras de timp. Vezi că mi-am schimbat skin-ul în african, ăsta e win-ul garantat. Eu nu schimb, doar Stumblestein. Păi eu nu l-am, că jucam și eu cu ăla. Hai, 7-7, asta e decisiva. Deci după aia nu mai deschidem, nu? Păi nu mai, gata. Ok, asta e decisiva. Sincer, a fost oricum la egalitate până acum, deci sunt semi-mulțumit. A fost chiar un episod tare, sincer. Bă, eu trebuie să dau provocare, atenție! Stai așa, că am uitat de provocare. Atenție! Bun. Trebuie să te lași doborât de ultimul cub. De ultimul cub, da, deci de al treilea cub trebuie să te lași doborât. Ok. Mamă, mamă, cum pleacă boții. A vrut să... Mi-a și dat pum, nu pot să cred. Ce mă, da, ce mare. Bă, dar a fost lag, nu știu ce m-a teleportat. Nu, m-am întors. Am dat pe lângă și după aia m-am întors. Nu, dar după. Nu înțeleg ce mi s-a întâmplat. Asta e viața în africane, te-ai lăsat dobărul de al treilea oricum, perete. Oricum, e clar că o să pic aici, dar măcar să mă calific, aș vrea. Deci păi încă n-am ajuns la al treilea. Serios, ești gata, m-am calificat. Gata. Ok, m-am lăsat dobărât. 8-7 pentru mine momentan. Frumos. Așa vezi că încă ai șanse, încă ai șanse, oricum. Mamă! A, te respawnează de la început?
destul de în spate, nu da, dar megalific oricum. Eu nu mă gândeam la aia când ți-am zis de-al treilea cu, pur și simplu așa am zis. Asta este. Bine, da, mă. E ok. E ok. Uite, povițanu dovleacu. Dar știi cum a fost? Deci, mi-ai dat pumnul, m-a lăsat pe spate, după aia când am sărit, m-a pus perpendicular, iar nu știu, da, zici cumva, că aveam spasme. Cumva te-am buguit că ți-am dat pumnul exact când ai sărit, probabil aia a fost. Da, aia era, nu știu, uite, a fost cocoș. Super ciudat. Vreau să termine cocoș, uite-l! Aaa, au căzut cocoșul. Eu am crezut că n-ai timp să dai pumnul. Ai crezut? Pentru că e cooldown-ul ăla la început. Și am zis, bă, eu nu mai stau să dau pumnul. Am făcut spam ca nebunul și exact când am fost în poziția corectă am putut să dau. Da, au fost cu pinoroc acolo. Bun, deci 8-7. Dacă iei asta, ai șanse să mă bați. Păi nu, de că fapt, și dacă nu iau asta, pot să fac egalitate. Încă ai șanse, doamne, iartă-mă. Stai că eu încă mai am provocare aici. Uuu, păi n-am ce să-ți dau aici, mă, frate. Da, și tu ceva mai nu. Așa, mai frumos. Să dai 3 puni la 3 playeri, atâta vreau. Diferiți. Da. Nu okay. Trebuie să-i arunci, doar să le dai 3 puni. Că aici nu prea e ce provocare să dai, că piși direct dacă te pun să faci ceva. Da, sunt șanse mari. Dar care ești, mă? Unul la rege. Ce ai făcut, o cimare? Ce faci pe sus pe acolo? Băi, nu veni după mine. Băi, eu nu sunt al treilea player, n-am voie să fiu al treilea. Am căzut. Era să pic acum? Eu am picat. Jură-te. Da. Deci, păi gata, cumva era o gaură între toate chestiile alea. Ai dat 3 puni? Da, am dat 4 deja. Deci eu nu pot să cred, era o gaură acolo și nu mai putut ca toți. Bă, tu ești... Nu pot să cred. Deci am câștigat. Birou. Am rupt birou. Cum adică? Cum că mai sunt doi, unde erau ăștia? Nu a apucat să ia, am ridicat biroul pe sus. Doamne, nu e eliminat că au căzut da, mai târziu un pic. Da, o pica prea târziu. Ok, deci este egalitate 8-8 momentan, cred, da? Bă. Da, deci e 8-8 scorul. Uite că nu pleacă boții, ce fac mă boții? Deci singura șansă e să stai AFK, să te descalifici, altfel n-ai. Doamne, iartă-mă. Oh my god. N-ai cum, bă, atâta ghinion. Bă, și pe bloc, deci nu-s chiar atât de slab, două în col de... Și-mi și place harta aia. Ieși, mă, de aici, okay, uite cum e prea frumos. Deci oficial acum se va termina episodul cu 10 la 8. Ce pot să zic mai mult decât... Aia e viața, cât să fă, n-ai cât să fă. Da, 10-8 scorul. Ia uite unde să ia. Du-te mă și termină mă că nasol moment okay. Ce pot să zic. Easy win prietenii, 10 la 8. M-o și pus să cumpăr oferta aia, m-o cam enervat acolo. Dar merită un like pentru asta că am făcut show aici. Vă mulțumim pentru vizionare, toate cele bune. Și pa, și pa.